Bună ziua! În cadrul lecției de astăzi vom analiza subiectul 1 și subiectul al doilea al probei scrise de la examenul de bacalaureat. Pentru aceasta, pentru subiectul 1, v-am pregătit o mapă tematică alcătuită din trei fragmente de text din Moara cu noroc al lui Ioan Slavici. Înainte de aceasta, ar fi bine să ne amintim câteva date despre geneza, compoziția și personajele acestei nuvele psihologice. Pentru aceasta, e bine să valorificăm cele trei tipuri de abordări specifice comprehensiunii și interpretării textului narativ. Acestea sunt, vă rog să notați. Abordarea contextuală. Abordarea textuală și cel de-al treilea tip, abordarea extratextuală. Bun. Abordarea contextuală presupune prezentarea scriitorului în contextul epocii în care a trăit. Știm despre Ioan Slavici că este reprezentantul realismului românesc. Pentru el, literatura reprezintă o oglindă firească a realității, de aceea operele sale sunt realiste, cu accente sociale, morale, psihologice. Mulți critici literari au observat faptul că Ioan Slavici are intuiții adânci în sufletul uman. Într-adevăr, cu Slavici se fundamentează analiza psihologică în literatura noastră. Modelul său sunt cronicarii. La fel ca aceștia, își asumă rolul demiurgic și emite judecăți de valoare asupra personajelor sale. El pedepsește sau răsplătește personajele în funcție de faptele lor, iar finalul operelor sale capătă accente puternice, moral creștine. Ca scriitor, se excelează atât ca romancier, remarcându-se prin romanul Mara, pe care voi îl cunoașteți, dar și ca novelist. Novelele sale le-a agrupat în cadrul volumului Novele din Popor, publicat în anul 1881. Aceste novele pot fi clasificate în două categorii. O primă categorie, novelele idilice. V-aș da aici câteva titluri, cum ar fi Popa Tanda, Budulea Taichi, La Crucea din Sat, Scormon, Gura Satului, dar și novele tragico-psihologice, iar aici integrăm novela Moara cu noroc. Bun, să trecem acum la cel de-al doilea tip de abordare, abordarea textuală. Această abordare presupune valorificarea conceptelor operaționale specifice unui text narativ. Voi vă amintiți care sunt aceste concepte operaționale? Conceptele cu care noi lucrăm atunci când analizăm un text epic. Cine încearcă să mi le sugereze? Spune Ruxandra. Tema, titlul. Să le și notăm. Tema. Titlul. Incipitul. Incipitul. Finalul. Finalul. Subiectul. Subiectul și momentele subiectului. Timpul și spațiul. Timpul și spațiul, foarte bine. Conflictul. Mai sunt conflictul. Personajele. Perspectiva narrativă. Perspectiva narrativă. Bun. Să notăm și la abordarea contextuală, date despre scriitor în contextul epocii în care a trăit. Ca să avem o schemă a tablei completă, da? Bun. Marele critic literar George Călinescu spunea despre Moara cu noroc că este o nuvelă solidă cu subiect de roman, iar Pompiliu Marcea o vedea ca pe un roman de moravuri. Am putea argumenta cu exemple din text aceste afirmații? Mă rog, cine încearcă? Da, Ruxandra. Cu
Păi, Mara cu noroc are un subiect de roman pentru că urmărește evoluția și involuția lui Ghiță și putem observa acest lucru și din temă, pentru că ea vizează consecințele nefaste ale dorinței lui Ghiță de a se îmbogăți. Da, foarte bine ai anticipat tu primul nostru concept operațional asupra căruia ne referim acum, tema. Datorită complexității personajului, în centrul novelei aflându-se Ghiță și toată zvârcolirea aceasta a lui, putem spune că tema poate fi interpretată din mai multe perspective. Din perspectivă socială, novela are în vedere prezentarea efortului lui Ghiță de a-și depăși statutul social. Din perspectivă morală, novela urmărește dezumanizarea acestui personaj aflat sub influența nefastă a banului, iar din perspectivă psihologică urmărește permanenta oscilare a lui Ghiță între bine și rău, între cinste și bogăție. Foarte bine a anticipat Ruxandra. Novela este complexă. Tocmai de aceea știm că în centrul ei se află familia lui Ghiță. Haideți să ne referim la această novelă și din perspectiva temei familiei. Avem o familie tradiționalistă, guvernată de autoritatea bărbatului. Din prisma finalului, putem să deslușim o altă temă. Aceasta ar fi tema destinului, deoarece novela urmărește traseul involuției lui Ghiță, copleșit de mirajul câștigului. Bun, haideți să vorbim acum despre celălalt concept operațional, titlul. Cine poate să-mi explice titlul acestei novele? Zidana. Păi, titlul are o valoare simbolică, dar totuși are o tentă ironică, deoarece moara cu noroc, norocul acesta se dovedește a fi un nenoroc. Datorită faptului că se urmărește involuția lui Ghiță, iar moara era de fapt o hârciumă, care avea ca rol dezumanizarea sufletească a omului ce poposea acolo. Foarte bine, Dana. Într-adevăr. Bun. Dacă tot am vorbit despre titlul, aș vrea să vă spun că finalul inversează sensurile titlului. De data aceasta, răul guvernează totul, răul învinge. Știm că a noastră moară, care este convertită în cârciumă, va deveni un spațiu al nelegiuirii, al dramelor sufletești. Haideți acum să vorbim despre incipit. Finalul conține replica bătrânei, așa le-a fost data, și știm că se află în simetrie cu incipitul, care și el conține o replică, sentința a bătrânei. Omul să fie mulțumit cu liniștea colibei sale, căci dacă e vorba, nu bogăția, ci liniștea colibei tale te face fericit. Ce puteți să spuneți despre incipit? Zi, Ileana. Incipitul are rol de prolog și surprinde relațiile din familia lui Ghiță. Foarte bine. Bun. Trecem la următorul concept operațional, subiectul. Știm că acest termen provine din latină și reprezintă ceea ce este spus, iar în text presupune succesiunea întâmplărilor care alcătuiesc conținutul moral reflexiv al novelei. Care sunt momentele subiectului specifice acestei novele? Cine încearcă să-mi vorbească despre expozițiune? Cornelia. Expoziția este momentul în care este prezentată familia lui Ghiță, precum și locul unde se desfășoară acțiunea. Foarte bine, așa este. În expoziție apare familia lui Ghiță, faptul că ei se mută la moara cu noroc, el încearcă să schimbe statutul social și muncește din greu ca să schimbe pățișarea locului. Sâmbătă aflăm din text că se adună toți trei și numără câștigul, care apare neîncetat, un câștig cinstit. Când își numără banii, el privește la Ana, Ana privește la el și amândoi privesc la cei doi copilași, iar bătrâna privește la câtești patru și parcă se simte întinerită. Iar sporul era de la Dumnezeu, dintr-un câștig făcut cu bine, aflăm din text. Bun, ce se întâmplă? Care este momentul care declanșează firul acțiunii? Dana? Apariția lui Ghiță dă peste cap toată liniștea familiei pe care ei o constituiseră. Lică face ca Ghiță să se dezumanizeze, o distruge sufletesc pe Ana, dar și bătrâna și copiii suferă în final consecința acestor lucruri. Bun, așa este. Intriga este construită pe conceptul antibasmului, deoarece răul va învinge. Apariția lui Lică, acestui personaj impozant, hoț și ucigaș, personaj demonic, care îi cere lui Ghiță să-i devină complice. Aflăm din text următoarele. Vreau să voiesc cine umblă pe drum, cine trece pe aici, cine ce face și cine ce spune. Îi povestește lui Ghiță. Bun, fire slabă,
Ghiță se va lăsa dominat de puterea nefastă a sămădăului. Această transformare a eroului este urmărită în următorul moment al subiectului, și anume desfășurarea acțiunii. Voi ați putea să punctați câteva elemente specifice acestui moment? Pe scurt, să schițați elementele esențiale ale textului, specifice desfășurării acțiunii, elemente care urmăresc întocmai dezumanizarea personajului nostru. Ruxandra. Păi, momentul când Ghiță primește 6 porci de la Lică, deși știa că aceștia sunt furați, momentul când îl împrumută cu bani, când îl găzduiește la moară și în aceeași noapte arândașul este prădat și Lică pleacă de la moară în timpul nopții și se va întoarce îmbrăcată în haine femeiești, apoi la procesul pentru prădarea arândașului, Ghiță va spune exact ce a cerut Lică ca să fie salvat. Și până la urmă dorește să fie Lică prins de jandarmul Pintea, însă nu renunță la iluzia câștigului. Foarte bine, bun. Care sunt elementele care compun punctul culminant, momentul de maximă tensiune al novelei? Cine încearcă? Cornelia. De Paște, bătrâna pleacă împreună cu copiii, părăsind moara cu noroc și lăsându-i acolo doar pe Ghiță și pe Ana. Da, bătrâna anticipează finalul. Cum părăsește moara cu noroc? Cu durere în suflet, cu o durere amărâtă în inimă, iar atunci când o sărută pe Ana, o sărută cu ardoare, ca și cum și-ar lua rămas bun de la ea, ca și cum s-ar despărți de ea pentru vecie. Și mai există aici un element important. Bătrâna vede moara ca pe un spațiu întunecos, ca pe un spațiu malefic, o vede pustie, pierdută în întuneric. Și toate aceste elemente pe care le schițează Slavice aici anticipează finalul tragic al novelei noastre. Bine, Cornelia, deznodământul? Ce se întâmplă în deznodământ? Care este finalul? Spuneam că răul învinge. Sidana. Bunica cu copilul. Bătrâna, da. Se întorc la locul unde moala arsese. Acolo plânge și spune că așa le-a fost data, deoarece Ghiță nu se săturase să se bucure de câștigul pe care îl avea, un câștig care nu era tocmai cinstit. Într-adevăr, da. Toate personajele mor. Ghiță o ucide pe Ana, deoarece aceasta îl trădase. El este ucis la rândul lui de către Răuț. Lică se sinucide zdrobindu-se cu capul de un copac. Bun. Având în vedere faptul că în centrul novelei se află acest personaj complex, am putea să folosim, pentru a vorbi despre subiectul novelei, momentele subiectului incluse în teoria literaturii de către Greimas. Acestea ar fi următoarele. Situație inițială. Corespondentul ei tradițional fiind expozițiunea. Transformarea. Echivalentele tradiționale fiind intriga. Desfășurarea acțiunii. Punctul culminant. Și situația finală. Echivalentul fiind logic deznodământul. Aș vrea să rețineți și aceasta. Da. Da. Ambițiile sale de la începutul novelei, dorința de a se îmbogăți cinstit, de a deveni un cismar meșter cu 12 calfe, foarte bine. Evoluția sa. Unde îl întâlnește pe Lico. Bun. Și aici apare patima pentru bani. Sigur că da. Așa. Bun. Iar aici apare dezumanizarea. Dezumanizarea și finalul tragic. Bine.
Foarte bine. Tu ai schițat declinul lui Ghiță printr-o linie curbă, descendentă, și ai schițat și fazele acestui declin. Prosperitate, evoluție, patima pentru bani, involuție și, în cele din urmă, dezumanizare. Foarte bine. Bun. Am vorbit despre Ghiță ca principal factor al conflictului. Ați putea să realizați o fișă de identitate a acestui personaj folosindu-vă de trăsăturile lui în cele două ipostaze, în ipostaza cismarului și în ipostaza cârciumarului. Ce trăsături găsiți voi acestui personaj în ipostaza cismarului? Zi, Patricia. Un harnic, muncitor, familiar, care încearcă să-și câștige pâinea cinstit, muncind din greu, iar în ipostaza porcarului devine deja... În ipostaza cârciumarului, așa, știm despre Lică, el este șeful porcarilor, așa. Devine un sus, se îndepărtează de Ana și își uită familia oarecum. Dorința de a se îmbogăți îl face să fie îndepărtat de familia lui. Să devină ursuz și să se îndepărteze de familie, de cei dragi. Bun, vrei să adaugi ceva, Cornelia? Da, în cele din urmă ajunge un ucigaș omorând-o pe Ana. Sigur că da. Da, iată faptele sale și slăbiciunea, nu are cumpătare, nu are discernământ, îl împing în cele din urmă la crimă. Bine, credeți că această atmosferă din novelă suferă din cauza transformării personajului? Cum este atmosfera la începutul novelei și cum este atmosfera în final? Cum o descrie Slavici? La început avem atmosferă, păi știm despre dragostea dintre Ghiță și Ana, că este caldă, înduioșătoare, binecuvântată. Atmosfera este? Senină. Bine, Ileana. Bun. Și în final, crima, îndepărtarea dintre cei doi, deznodământul tragic, atmosfera devine sumbră. Da? Asta pentru că, de la atmosfera senină din începutul novelei, Ghiță parcurge un proces al dezumanizării și, dacă aș folosi un termen pe care Lucian Raicu, atunci când vorbea despre Ion, al lui Liviu Rebreanu, îl folosea, zvârcolirea, aș putea spune că el cade în această patima zvârcolirii. Devine un om care suferă, care are frământări, care însă nu se poate controla. Nu reușește să facă față forței malefice exercitată asupra sa a lui Lică. Bun. Să trecem mai departe. Credeți că, deoarece următorul concept operațional este perspectiva narrativă, aș vrea să-mi spuneți prin ce perspectivă narrativă Slavici ne comunică nouă faptele din acest text. Darius. Perspectiva narrativă este obiectivă, da? La care apărându-se la persoana a treia. Naratorul este omniscient și omniprezent, la care se adaugă tehnica punctului de vedere, reprezentat de intervențiile simetrice ale bătrânii. Foarte bine, Darius, ai reținut. Așa este. Trebuie să mai reținem că ritmul novelei este neomogen, deoarece apar acumulări și izbuniri de tensiune epică și că se interferează planul naratorului cu cel al personajelor prin intermediul stilului indirect liber. Bun. Având în vedere aceste lucruri, pot să vă spun că, structural, novela poate fi împărțită în două planuri. Și aș vrea să le notați. Un plan prozaic-realist, și un plan simbolic. Trebuie să reținem că planul prozaic-realist, la rândul lui, poate fi împărțit în alte trei planuri. Un prim plan care urmărește filmul tragic dintre Ghiță și Lică, un al doilea plan unde evoluează personaje ca Ana, bătrâna, copiii, Pintea, Răuț, și un al treilea plan secundar în care apar personaje precum femeia negru și copilul său, arendașul, lumea porcarilor. Să nu uităm că tot acest topos, zona din împrejurimile toposului nostru, este zugrăvită ca un spațiu al nelegiuirii, ca o adevărată împărăție a porcarilor. Bun. Cu planul simbolic trecem la celălalt tip de abordare, și anume abordarea extratextuală, acel tip de abordare care lucrează cu elementele simbol din text.
Gilbert Durand este cel care a introdus în teoria literaturii o altă ramură intitulată mitocritica. Mitocritica este cea ramură care lucrează cu mitemele, cu elementele simbol, cu acele cuvinte cheie care au o relevanță extraordinară în text. În lecția de astăzi o să ne oprim asupra a trei elemente simbol din Moara cu noroc, și anume crucea, care apare în incipitul nuvelei, moara, convertită în cârciumă, și simbolul porcului. Bun. Și acum să le explicăm. Jean Chevalier consideră că acest simbol crucea reprezintă un pol al vieții, un pol al lumii. Acest simbol apare în Moara cu noroc. Aflăm că pe lângă toposul nostru se află 5 cruci. Numărul 5 este un număr al pământului. Un număr care asociază în chintesența sa legătura dintre lumea întunecoasă a universului și lumea luminoasă a universului. Toate aceste simboluri asociate cu simbolul morii, care este convertită în cârciumă, despre care știm că este un spațiu al profanului, transformă locul într-un loc nefast, într-un topos rău, într-un topos specific sau prielnic pactului cu diavolul. Asociem aceste simboluri și cu simbolul porcului, care, răsfoind dicționarul de simboluri al lui Chevalier, aflăm că simbolizează lăcomia, voracitatea. Porcul în literatură reprezintă un hău care înghite totul. Și asociem această imagine cu imaginea cărui personaj. Imaginea lui Lică Sămădăul. El este șeful porcarilor. El este cel care manifestă influențe nefaste asupra personajelor cu care intră în contact. El este cel care împinge la moarte personajele noastre. El este cel care, prin care reușim să valorificăm în acest text un alt element specific, și anume pactul cu diavolul. Acest element pune legătură nuvela noastră cu, de ce nu, Fausta lui Goethe. Și nuvela noastră este concepută pe conceptul Carpe Diem. De aceea, Faust, știm că pentru a-și trăi viața, face un pact cu diavolul. Sunt multe opere în literatura universală care folosesc pactul cu diavolul. V-aș putea spune despre Maestrul și Margareta lui Bulgakov sau despre Dr. Faustus al lui Thomas Mann. În aceste opere literare, personajul face pact cu diavolul, în schimb și invite diavolului sufletul. Există însă o carte scrisă de Adalbert von Chamisso, extraordinara poveste a lui Peter Schlemihl, în care personajul vinde diavolului umbra. Citind cartea, ne dăm seama că umbra este indispensabilă, el nu poate supraviețui fără umbră, este tot așa de importantă ca și sufletul. Bun, acestea fiind spuse, haideți să trecem acum la analiza textelor pe care vi le-am propus în acea mapă tematică. O să vă citesc primul fragment de text. Vă rog să fiți atenți și să mă urmăriți. De la Ineu, drumul de țară o ia printre păduri și peste țari, lăsând la dreapta și la stânga satele așezate prin colțurile văilor. Timp de un ceas și jumătate, drumul e bun. Vine apoi un pripor pe care îl urci și după ce ai coborât iar la vale, trebuie să faci popas, să adapt calul, ori viita din jug și să le lași timp de răsuflare, fiindcă drumul a fost cam greu, iar mai departe locurile sunt rele. Aici, în vale, e moara cu noroc. 5 cruci stau înaintea morii, 2 de piatră și 3 altele cioplite din lemn de stejar, împodobite cu țircălamul și vopsite cu icoane sfinte. Toate acestea sunt semne care îl vestesc pe drumeț că aici locul e binecuvântat, deoarece acolo unde vezi o cruce de aceste, a aflat un om o bucurie, ori a scăpat altul de o primejdie. Dacă aruncai privirea împrejur, la dreapta și la stânga, vedeai drumul de țară șerpuind spre culme, iar la vale, de-a lungul râulețului, afară de câțiva crini ce stăteau grămadă din jos de podul de piatră, nu zăreai decât iarbă și mărăcini. Despre Ineu se ivește pe aici pe colo marginea unei păduri de stejar, iar pe dealul de la dreapta stau răzlețe rămășițele încă nestârpite ale unei alte păduri, cioate, rădăcini ieșite din pământ și tocmai sus pe culme un trunchi înalt, pe jumătate ars, cu crengile uscate, loc de popas pentru corbii ce se lasă croncănind. Bun, după cum vedeți, este vorba de acel fragment care redă imaginea locului, acel fragment care descrie toposul, acel loc al nelegiuirii, blestemat, care cuprinde zvârcolirile personajului nostru.
Să trecem la rezolvarea cerințelor alcătuite, v-am spus, în conformitate cu cele pentru examenul de bacalaureat. Prima cerință este aceasta. Transcrie o structură care conține o imagine vizuală. Cine încearcă? Ileana? 5 clubi stau înaintea mării, 2 de piatră și 3 alte ciopite din rând de stejar. Bun. Altcineva? Ce-a precizat? Patricia? De la Ineu, drumul de țară o ia printre păduri și peste țări. Bine. Anca, tu ce zici? Se ivește pe aici, pe acolo, marginea unei păduri de stejar, iar pe dealul de la dreapta, dau răzețe, rămășițele încă nu. Bine. Bun. Așa este. Cerința a doua. Selectează indicii de spațiu din textul citat. Vă rog să vă opriți asupra elementelor care compun decorul, care populează cadrul natural în care se află moara noastră. Zi, Irina. Păi, în primul rând, primul indice de spațiu ar fi Ineul. Da. Țarii. Da. Pădurile, drumul de țară. Și valea. În care se lășluiește moara cu noroc. Doru, ce vrei să mai spui? Podul de piatră. Așa este. Bun. Ați selectat indicii de spațiu. Bine. A treia cerință. Argumentează prin două particularități ale textului apartenența la un mod de expunere. Vă rog să vă uitați asupra textului. Să-mi spuneți ce mod de expunere e predominant acolo. Ileana. Modul de expunere predominant este descrierea. Sigur că da. Știm despre descriere că este o artă a succesiunii. Poți să-mi spui câteva funcții ale descrierii care apar aici? Prin intermediul căror elemente ne dăm noi seama că modul de expunere predominant este descrierea. Folosirea imaginilor vizuale. Sigur că da. Așa este. Multitudinea imaginilor vizuale. Cornelia? Și identificarea indicilor de timp. Bun, sigur că da, coordonatele spațiotemporale, așa este, Anca? Sau folosirea figurilor de stil, cum ar fi drumul de țară, circuit pe culme, iar la vale, dar lungul drăguletului, enumerație prin care autorul înșire elementele care alcătuiesc decorul natural. Foarte bine, bun. Ornamentația stilistică este bogată, având în vedere că avem un text literar și nu un text literar oricare altul, ci unul scris de Ioan Slavici. Bine. Următoarea cerință, explicarea a semnificației unor figuri de stil. Vă rog să vă axați privirea asupra două figuri de stil și să-mi spuneți semnificațiile lor. Așa, oral. Cine încearcă? Textul vă permite. Este bogat în figuri de stil. Hai să vedem. Ce zici, Cristina? Așa. Poți să și citești? Cerpin pe culme, iar la vale, la drumul ruletului, contrează un peisaj, un peisaj de o sărăcie extremă. Încearcă să arate cumva că drumul spre Marea cu Marea cu Noroc și chiar Marea cu Noroc aparține de o altă lume. O lume întâlnită mare parte Sigur că da, în textele vechi. Așa, bun. O lume a profanului. Bine. O lume în care, sau care este guvernată de diavol, nu de Dumnezeu. O lume sărăcăcioasă, săracă, da? Bun. Altcineva, altă figură de stil, Ruxandra. Păi, epitetul câmpia nesfârșită sugerează pustietatea. Câmpia nesfârșită, pustietatea, bineînțeles. Bun. Cornelia, tu ce ai găsit? Da. Pe dealul de la dreapta stau răzețe rămășițele încă nestârpite ale unei alte păduri, cioate, rădăcini ieșite din pământ. Da, bun. Enumerație prin intermediul căreia se decorează cadrul natural. Bine. Vă rog acum să recitiți secvența și să încercați să vă spuneți impresiile voastre legate de aceasta. Să încercați un scurt comentariu al acestei secvențe descriptive din Moara cu Noroc. Ce am putea spune despre această secvență? Eu știu, Cristina. În drumul către mare se aparține un univers al patrilor, de aici și patima banilor. Adusă lui Ghiță, imediat ce a avut acest loc.
Bun, aș putea să te completez. Ai spus frumos, univers al patimilor. Iar gândindu-ne la ceea ce trăiește Ghiță, am putea spune că el urcă sau trăiește o adevărată golgotă a patimilor, dat fiind faptul că nu are discernământ. Nu poate să se sustragă influenței malefice pe care Lică o exercită asupra lui. Bine, Cristina, continuă. Și drumând spre acel votar dintre purgatoriu și infern, drumul acesta arată și cele cinci cruci ce stau înaintea mării, duc spre purgatoriu însă. Apoi când ne spune despre rădăcina ieșită din pământ, despre cioare, despre păduri preîncuscate, ne duce cu gândul la infern, ne duce cu gândul la o lume sărăcăcioasă. Da, așa este. Și să nu uităm că Moara cu Noroc se află într-o vale. Ai spus, ai vorbit despre infern. Prin Moara cu Noroc sau cei care locuiesc acolo coboară în infern. Da? Trăiesc infernul pe pielea lor. Bine, Cristina? Așa. Personaj al infernului. Personaj care are mai multe defecte decât calități. Da, bun. Și defecte umane capitale. Bun. Bine, Dana, tu ce aveai de adăugat? Cum vezi tu secvența aceasta? Ca pe o... La fel ca pe un drum spre infern, ca pe o descriere a infernului, prin valea prin care se coboară, prin tot ceea ce înseamnă mai apoi Moara cu Noroc, prin faptul că spun că sunt doar mărăcini și câțiva crini, iarba lipsește pe alocuri, da. Este doar sărăcie. Am înțeles. Concluzia este că e un spațiu al pierzaniei, un spațiu sărac, un spațiu în care individul nu are contact cu diurnul, cu divinul. Bine. Patricia, ce voiai să spui? Se adaugă Moara ca cine vieți de tuturor personajelor. Încetul cu încetul ele vor să spune. Sigur că da. Își pierde chintesețea ei, nu mai macină bucate. Macină destinele oamenilor. Da, prin aceasta, novela noastră se aseamănă foarte bine cu o tragedie greacă. Am vorbit la temele nuvelei și de tema destinului. Știm că în tragediile grecești, destinul implacabil se regăsește. Bun, și se aseamănă cele două. Într-adevăr. Bine, v-ați descurcat foarte bine la acest test. Trecem la următorul. O să vi-l citesc, vă rog să mă urmăriți. Atât dorea și Ana să rămâie singură cu Ghiță. Într-un târziu, însă ea băgă de seamă că Ghiță, care fusese de față la plecarea celorlalți, nu se mai întoarce și începu a se nedumeri. Ghiță doarme prea mult, zise ea ridicându-se. S-a dus și el, grăi Lică așezat. Cine? Ghiță. N-am zis că-i fac rând să plece. Ana se întoarse cu obrajii aprinși de la el și ieși afară ca să-l caute pe Ghiță. Dar ea îl văzut departe, pe valea de sus, călărind spre Fundureni. Rămase pentru câtva timp răcită în tot trupul, apoi iar se întoarse. Așa îi zise ea zâmbind, s-a dus, cu atât mai bine. Lică se ridică și făcu ca și când ar fi voit să plece și el. Ce vrei? Întrebă ea. Nu spuneam că trebuie să plec. Să nu umblăm cu vorbe de șarte, zise ea. Acum rămâi. Tu ești om, Lică. Iar Ghiță nu e decât o muiere în haine bărbătești, ba chiar mai rău decât așa. Grăind aceste, ea și-a stâmpără obrajii cu palmele, își ridică cu vârful degetelor părul de pe frunte, apoi grăi ca ieșită din fire împrejur. Rău ai făcut, că i-ai trimis pe ceilalți de aici. Aș vrea să văd oameni împrejurul meu, oameni mulți, să-mi petrec, încât să ți se ridice perii în vârful capului, până ce nu cad istovită la pământ. Dar acum e bine și așa. Tu trebuie să-mi făgăduiești însă un lucru. Lică privea cu mulțumire la obrajii ei aprinși, la ochii ei plini de văpaie sălbatică, la buzele ei desfăcute ca și cai s-a răscoaptă și la trupul ei înalt, mlădios, fraged. Se simțea stăpânit de dânsa și parcă voia din adins să se lase în stăpânirea ei. Oricare ar fi acela, ți-l fac, zise el, întinzând mâna ca să o apuce. Bun. După cum vedem, acest fragment redă dialogul dintre Ana și Lică, cei doi agenți ai conflictului. Este doar amintit acel terzo incomodo aici, în ipostaza lui Ghiță. Rolurile sunt inversate, vedeți. Bun, haideți să ne oprim asupra cerințelor. Prima cerință, alcătuită în conformitate cu cea de la examenul de bacalaureat, este: indică un sinonim pentru expresia a băga de seamă. Doru? Bun,
Sigur că da, ai răspuns tot printr-o locuțiune. Bine, Irina? Observa. Da, Ruxandra? Tot a observa. A observa, Darius? Bun, a conștientiza. Cornelia? Azăria a constatat. Azăria a constatat, sigur că da, sunt bune toate. Bine, trecem la următoarea. Transcrie din text trei verbe dicendi. Vă amintiți ce sunt verbele dicendi? Cornelia. Pe ce introduc vorbirea directă. Sigur că da, acele verbe declarative, ca să le spun așa. Le selectăm din text. Care ar fi? Doru? Bine. Altcineva? Cristina? Da. Vali? Da. Ileana? Așa este. Zianca? Întrebăia. Da. Și Dana? Zise el întinzând mâna. Bun, cred că le-a sesizat pe toate. Bine. Mai departe. Identifică două elemente de oralitate. Știm că oralitatea provine din latinescul oris și înseamnă ceva ce este transmis prin viu grai. În textele literare este folosită des oralitatea, deoarece reprezintă acea trăsătură prin care textul dă impresia de zicere. Textul scris dă impresia că el este spus, vorbit, nu redactat. Ați putea să sesizați anumite elemente care compun oralitatea în acest text. Vă rog să vă gândiți și la elementele verbale, paraverbale, non-verbale, de ce nu? Cine încearcă? Irina. Aș putea să sesiza intonația din acestor personaje, da? Care reușește să pună într-o altă lumină acest dialog în fața personajului, în fața cititorului. Da, e bine. Intonația, sigur că da. De asemenea, Ruxandra? Se pune accentul pe mimica personajelor. Bine. Mimică, gestică, da. Bun. Și replicile, directe, da? Dialogul permite ca cei doi să comunice direct. Și atunci e clar că intervin și elementele acestea de sensibilitate care trădează firea personajului. Bun. Trecem mai departe. Următoarea cerință. Transformă în vorbire indirectă primele patru replici ale personajelor. Vă rog să citiți primele patru replici. Cine încearcă să le recitească? Hai să vedem. Vali, te rog. Ghiță doarme prea mult, zise aia de frumuse. S-a dus și el, trei ghiță, da? Cine? Tare. N-am zis să-i facă să plece. Bun, acesta este dialogul. Vă rog să-l transformați în vorbire indirectă. Să transpuneți. Da? Ca să transformăm în vorbire indirectă, trebuie să folosim ce anume? Conjuncții. Să transformăm vorbirea, dialogul între personaje într-o transpunere a replicilor lor. Să trecem de la persoana întâi, care apare în dialog, în vorbirea directă, la persoana a treia. Încercați! A terminat cineva? Ia spune Cornelia. Ana îi spune lui Ghiță, lui Lică, că soțul ei, Ghiță, doarme prea mult, însă Lică o informează că deja a plecat. Bun, sigur că da, ai folosit aceste verbe declarative, da? O informează, ea a spus că și automat conjuncțiile care subordonează propozițiile. Bun. Și fac să aibă coerență textul. Bine. V-ați descurcat? Bine. Următoarea cerință. Ilustrează două caracteristici ale textului narrativ identificate în fragment. Care sunt caracteristicile unui text narrativ în general? Am vorbit despre acele concepte operaționale la abordarea textuală. Puteți să uzați de ele atunci când exemplificați caracteristicile unui text narrativ. Spune Cornelia. Într-un text narrativ, autorul își exprimă în mod direct, indirect gânduri, idei și sentimente prin intermediul personajelor și al acțiunii, iar modul de expunere predominant este narațiunea, în acest caz și dialogul. Da, bun. Dacă mai aveți de adăugat ceva? Gândiți-vă la perspectiva narrativă. Ruxandra. Prezența indicilor de spațiu de timp. Bine, da, sigur. Și personaje și prezența tuturor conceptelor operaționale specifice unui text narrativ, dar în acest text avem de-a face cu ce? Cu obiectivitatea, da? Acea trăsătură a textului care este introdusă în perioada realismului, da? Și care constă în descrierea
detașată a celui care face descrierea sau în prezentarea detașată a unor fapte, întâmplări. Bine. Bun. Trecem mai departe. Prezintă funcțiile dialogului ca mod de expunere dominant în fragment. Ce poți să spui despre dialog, Doru? Are rol de a dinamiza acțiunea, are rol de a face caracterizarea personajelor și de a face comunicarea mai ușoară între cele două personaje. Foarte bine. Din ceea ce ai spus tu, putem să selectăm trei funcții. Funcția de caracterizare, prin intermediul lui putem să caracterizăm personajele, să le găsim trăsăturile specifice, să le alcătuim fișe de identitate. A doua funcție este cea de comunicare, aflăm despre cele două personaje, că ele comunică direct, își evidențiază trăirile, își spun ceea ce au de spus unul altuia și, de ce nu, o funcție estetică, având în vedere că avem de-a face cu un text literar ornamentat în exces stilistic și interesant. Bun. Să nu uităm însă că Slavici este cel care este adeptul stilului cenușiu. El lucrează cu figuri de stil, însă nu în exces. Bun. Trecem la următoarea cerință. Caracterizează în 6-10 rânduri unul din personajele ce apar în fragmentul citat, menționând cel puțin o trăsătură acestuia, respectiv o modalitate de caracterizare. Dacă atunci când am schițat conflictul am vorbit despre Ghiță și i-ați alcătuit o fișă de identitate lui, vă rog să vă opriți asupra Anei de data aceasta. Elementul de legătură între cei doi. Elementul feminin. Ipostaza feminității în novela lui Slavici. Dana, ce poți să spui despre Ana? Dacă Ana la început era o fire veselă care se bucura de familia ei, încetul cu încetul devine închisă în ea. Da. Suferă foarte mult pentru că Ghița se îndepărtează de ea, nu mai avea o comunicare solidă cum era la început. Acum acesta nu îi mai spunea chiar nimic, ba chiar îi spunea faptul că nu o interesează ceea ce face el, cum obține banii. Da. Devine un fel de polițist, ca să spun așa, se duce unde aveau banii și vrea să-i numere sau să găsească ceva pe ei care să-i confirme bănuiala că sunt furați. Da, și un polițist moral în același timp, deoarece încearcă să ghicească frământările lui Ghiță, încearcă singură să stabilească o cauza lor, deoarece cei doi nu mai comunică, lipsă de comunicare totală între ei, din momentul în care își face apariția la Han, Lică Sămădăul. Bun. Găsește într-adevăr împunsături cu acul în bannotele pe care aceștia îi aveau. Se îngrijorează și își aduce aminte cum că o femeie îi dăduse o bagnotă asemănătoare, chiar ruptă într-un colț pe care îi ceruse să i-o schimbe. De aici începe o dramă mai mare interioară a ei, pentru că își dă seama că nu se mai poate face nimic și că totul este distrus, iar cel mai rău îi părea de copii. Da. Pentru că nu știa ce se putea alege cu ei. Bun, tu crezi că există o asemănare între cele două personaje, între cei doi soți, Ghiță și Ana? Crezi că au anumite trăsături comune care îi duc la pierzare pe amândoi? Încearcă să-l selectezi. Eu știu că stilul scriitoricesc al lui Slavici e sobru, cenușiu, însă strecoară, subtil, dar strecoare anumite trăsături ale acestui personaj feminin. Amândoi au vrut la început să se îmbogățească. Amândoi aveau această dorință. Dar o dorință care s-a destrămat pe parcurs a fost aceea de a-și menține familia unită. Ceea Bun. Ce nu au reușit. Bine, Dana. Ce aveți de adăugat, Ileana? Amândoi sunt, adică apelează la răzbunare, pentru că Ana se răzbună pe Ghiță când se dăvește lui Lică, da. Iar Ghiță se răzbună pe Ana pentru că la petrecere o împinge în brațele lui Lică. Așa este. Bun. Ce voi să spui? Ana reprezintă un personaj barometru care este sensibil la orice schimbare în comportamentul lui Ghiță. Și este prezent în această opera lui Slavici, ca și în Mara, sacrificiul feminin. Așa este. Bun. Bine ai sesizat acest lucru, da. Pe cei doi îi leagă faptul că nu au cumpătare, nu au simțul măsurii și sunt dominați de slăbiciuni. Slăbiciunea lui Ghiță care este? Una de
a iubi o singură femeie și a doua, patima banului, normal, care duce la dezumanizare și la sfârșitul tragic, slăbiciunile Anei, care credeți voi că sunt? Ce se întâmplă cu ea? Zi, Ruxandra. Păi, în primul rând, ea a fost mai tot timpul protejată, în timp de mama, la început de mama ei și apoi de Ghiță și nu e practic obișnuită cu lucrurile cu care se confruntă la moară și astfel e mai sensibilă la felul în care este Lică și care se poartă cu ea. Foarte bine, așa este. Dacă mai aveți ceva de adăugat despre acest personaj, Patricia? Am două personaje suportă un declin. Ana de la firea sensibilă, ținută ca într-un clopot de sticlă, devine persoana imorală care își înșeală soțul, iar Ghiță, din persoana deschisă, devine închisă. Foarte bine. Bun. Mai aveți ceva de adăugat? Da, Irina? Spune că evoluția acestui personaj se face pe două planuri. Unul în familie, ca o mamă iubitoare, devotată, și al doilea plan, în contact cu lumea din jurul său, în care ea la început este sensibilă, blândă, iar apoi urmează niște sentimente de ranchiune, ură, chiar sentimente de răzbunare. Foarte frumos! Bun! Încheiem ora spunându-vă că acasă trebuie să vă gândiți la acest triunghi. Ghiță, Ana, Lică. Relațiile dintre aceste personaje. Aș vrea să evidențiați relațiile dintre ei, alcătuindu-le fișe de identitate și recapitulând, bineînțeles, conceptele operaționale specifice celor trei tipuri de abordări textuale.